Intrarea aici, cum se iese din clădirea asta, e un grafic așa pe un zid, scrie cu Ovadis. Unde ziceți că ne ducem? Din lumea asta, în care lumea asta fotografiilor, unde ne ducem lumea? Eu nu știu, adică mă gândesc cu oareșcare îngrijorare, dar pe de altă parte constat că așa cum evoluează din punct de vedere, rapiditatea cu care evoluează tehnica de astăzi, viteza cu care se miniaturizează toate, felul în care, mă uit la nepotul meu, receptează ei universul lor cu noile bazme de astăzi care sunt altfel, cu extraterestri, cu jocuri video, cu toate astea, s-ar putea să fie o lume, de o anume poezie, probabil, nu-mi dau seama. Are și ea poezia ei. Are fără dor și poate, are și ea poezie, are și ea poezia ei. Asta contează. Da, normal. Mai am o fotografie, domnule Tudor Gheorghe. Îl văd aici pe Ștefan Iordache. Observ că e singura fotografie color. Ce ai făcut-o de curând. De curând, da. De curând. Adică eram în Belgrad, făcusem spectacolul cu Titus Andronicus. Titus Andronicus, în care Ștefan juca Titus Andronicus și eu eram fratele lui Marcus Andronicus. Uh-huh. Premiera acestui spectacol pus în scenă absolut senzațional de Silviu Purcărete a avut premiera la Tokyo. Tokyo. Și asta e făcută în Belgrad. Asta e făcută la Belgrad. Că văd o Dacia în spate. Ați da, mers cu mașina? Da, ați mers cu mașina? Nu. Era o mașină pe acolo. Mașină, cine știe. Și ne despărțisem de Puzlovici, Adam Puzlovici. Prietenul lui Nikita. Da. Și cu ăsta. Și aventura am avut și cu el. Și l-ați cunoscut? Pe Puzlovici? L-ați cunoscut? O, Doamne, am o poemă extraordinară despre mine, despre el și despre Ștefan. Pe care a scris-o Puzlovici. O minune. O minune de poemă. Și voiam să spun de Iordache. Doamne, era de un profesionalism desăvârșit. Am băgut împreună... Era un iubitor de vin. Era. Clar. Da, și de whisky, da. Nu numai de vin. Dar avea o religiozitate evidentă față de profesie de actor. Niciodată când avea spectacol, cu 24 de ore înainte, nu s-atingea de ceva. Mai mult decât atât, am trăit cu el o experiență. Atunci mi-am dat seama ce tărie fantastică de caracter poate să aibă acest om. El filma în cel mai iubit dintre pământeni. Făcuse o parte din film și cu mine în cinematografie trebuia să filmeze acum când iese din închisoare și trebuia să fie slab. Trebuia să slăbească 15 kg. Și în perioada asta noi am plecat la Tokyo. Ștefan Iordache n-a văzut orașul Tokyo. Mă ruga pe mine seara când mă întorceam să-i povestesc ce am văzut. Fantastic. A stat în cameră în permanență și zic, bă, ți-adu niște sake? Nu. Mă, să guști, să vezi cum e. Eu nu gust. Eu dacă mi-ai dat să beau. Nu. Și... 2 săptămâni de zile cât am stat la Tokyo, am avut spectacole, Ștefan Iordache n-a știut decât hotelul, sala de spectacole, hotel, sala de spectacole. Ce făcea? Nici. Stătea. Stătea și dădea pasențe, citea, se gândea, n-a vrut să iasă nicăieri. Mânca ce aduceam, ciugulea, nu mânca. Ca să slăbească. Da. Ce-a și slăbit, adică, îți dai seama ce forță extraordinară. Da. Ce forță extraordinară în el, câtă nerăbdare și... Am făcut cu el seri frumoase la Șarpele Roșu. Am fost la el acasă la Gruiu. Soția lui, nepoata celebrului Tonița. Da, Mihaela. Vreau să spun că am fost la el odată cu Săraru. A venit Nelu Ploieșteanu,
Iordache l-a făcut om. Așa e, dar cu dinică. Da, Iordache l-a făcut om. Și am petrecut cu el la Gruiu acolo, am dormit acolo la el. Îi plăcea să se refugieze, să stea. Îi plăcea foarte mult, el voltea la bază, la Calafat. Și i-am cântat eu odată, nu știa ăsta, acordeonistul, Nelu Proieșteanu. I-am cântat Băiețel din Calafat, la chirie, ce ai cântat? Era fascinat. M-am dus că mi-a fost drag. Ați bătut toată țara cu marile nume, cu mari actori. Da. Îmi povestea soția mea Edinineu și îmi povestea cineva de acolo că v-a văzut adeseori inclusiv în orășele astea mici. Aveți bucuria de a merge în orășele mici. Mi-aduc aminte, bătusem toată țara. Și la Ineu ne-a invitat primărița de acolo, cred că era primăriță. Și ne-a dus, era o fabrică de ciorapi. Da. Era o fabrică de ciorapi și ne-a dus să vedem. Să lăudau și ei cu realizările și aveau, da. De atât. Și ne-au dus și am intrat în sala de control de calitate a ciorapilor. CTC-ul, da. CTC-ul. Da, da, da. Mă, când am intrat, ne-am uitat, am început să râdem, ne-a pus mâna așa, pentru că era 50 de picioare de femei în poziție ginecologică, stăteau așa crăcite în sus, da, înțelegi? Da, da, da. Și veneau alea și băgau ciorapii pe ele să vadă unde sunt ochiurile usărite, da, da. Care, da. Și noi când am văzut atâtea picioare ridicate în sus, îți dai seama ce era și în mintea mea și aluam. Oltenii. Dom'le, și când am ajuns la Arad, după spectacol, ne aștepta președintele Consiliului de Comitetul de Cultură Băzăvan, minunat de altfel, la restaurant jos, cu o masă pregătită și spunea, zice, hai că m-ați dus niște vin de la Șiria, un vin foarte bun, niște fripturi cu tare și beți, mâine aveți spectacole. Aveam două spectacole pe zi. Două. Da? E bine, m-am dus la Amza în cameră să-l chem. Mi-a zis, bă, micule, nu merg, că nu mă simt bine. Ce ai, mă, bine, bani de iuntă, nu pot să mănânc. M-am coborât la Netiti Bălteanu, era într-o sală noastră. Netiti Amza nu vrea. Ei, lasă, mă duc mai acolo, îi duc ceva în cameră. A doua zi dimineața, la micul dejun, Amza n-a venit, vine Netiti, disperat. Lui Amza e rău, zice, nu e bine. Nu vrea, n-a mâncat nimic, nu vrea nici să mănânce. Hai la el, m-am dus sus. Bă, mergem la un spital, ceva, nu. Mergem acasă, mergem la București direct. Păi avem spectacole, două. Rămâi tu și faci spectacolele amândouă. Păi mă omoară lumea. Că scrie Amza pe alea Tudor Gheorghe, eu nu fac așa ceva. Da. Nu se poate. Ne-am luat biletul de avion și am venit la București. La Elias, direct. A venit să înțeară primul tomograf. Nu intra oricine la el. Amza era Amza. Da, da, da? Da. Și l-au dus, l-au pus, l-au scanat și a ieșit doctorul și mi-a spus neamărina nostru se duce. Cancer. Stadiu terminal. Incredibil. Așa că ultimul spectacol Incredibil. Făcut a fost la Ineu cu Amza. Pe urmă am plecat în America. El începuse tot felul de tratamente, îi dăduse Păunescu, îl trimisese pe, avea un... Alternative, da. Da. Era un, mai știu cum îl chema, tip minunat de altfel, care simțea așa, punea mâna, simțea unde energie, trebuia. Energie, da. Și trecuse pe nu știu ce verdețuri, pe ovăz, pe... Și m-am dus la el să-i spun că plec în America și mi-a zis, bă, necure, cum mai slăbise, stăteam prins în pat. Când mă întorc, nu mă mai, când te întorci, nu mai găsești. Eu zic, ce vorba e asta, mă? Mamă, fii cu mine, abia așteptăm să vin și plecăm, dracu, în turneu din nou, că așa de frumos a fost toată perioada aia în care am făcut spectacol și amintiri frumoase și am început eu să vorbesc. Domnico, a venit Domnica, nu?
adu un par de vin. Am zis lui că n-ai voie, mama, nu e. Adu un par de vin. Beau, bă, cu tine ultimul par din viața mea. Am băut un par de vin, am plecat. Eram la New York, stăteam la misiunea română. Jos la parter era sediul Taromului. Am coborât, veniseră piloții de la Airport Kennedy și au spus, zice, să știți, tovarășul Tudor, că azi a murit Amza, pentru că ei veneau contra orar de Europa. Mă aveam de făcut două spectacole eu și am zis, din clipa asta nu mai fac niciun spectacol acasă. Că nu se poate, că ambasada doare în cot. Când am venit acasă, murise și el și Nikita. Au murit la o săptămână, după.